Astăzi semnăm pentru luna martie contracte în valoare totală de aproximativ 200 de milioane de euro. Am reușit să dublăm ritmul. În ianuarie și februarie am mers cu câte 100 de milioane de euro. Luna martie am ajuns la 200 de milioane de euro. Acum aproximativ 2 săptămâni de zile am reușit să facem plăți de 430 și ceva de milioane de lei, adică aproape 100 de milioane de euro, plăți efective făcute către beneficiarii din România. Vreau să le mulțumesc colegilor din minister. 3 zile au lucrat aproape non-stop, zi și noapte, să semneze ordine de plată, pentru că interesul nostru a fost, rămâne și va fi în continuare, ca dincolo de procedura de semnare, de contractare, să facem și plățile foarte rapid. Nu s-au schimbat nici condițiile economice, nu s-au schimbat nici prevederile din lege, nu s-au schimbat nici procedurile, decât s-a schimbat modul de lucru în minister și s-a dovedit că dacă sunt puse lucrurile în rânduială în minister, aceiași funcționari pot lucra mult mai bine și mult mai eficient. E important că banii ajung la beneficiari, e important că circuitul nu se mai blochează, nu mai sunt pauze, nu mai sunt întârzieri, în așa fel încât și autoritățile sunt mulțumite și beneficiarii sunt mulțumiți și constructorii și executanții, toată lumea, în așa fel încât să luăm toate măsurile pentru ca banii să putem să-i absorbim cât mai aproape de valoarea maximă.